Slăvit să fie Domnul! Nu-i așa că avem motive să-L slăvim pe Domnul? Amin. Atunci mai zic o dată, slăvit să fie Domnul! Amin. Dragii mei, în casa lui Dumnezeu este totdeauna bine. Mă gândesc la cuvântul Scripturii care spune, în locașul tău totul strigă slavă. Aceasta trebuie să fie atmosfera care împodobește casa lui Dumnezeu. Adică inimile noastre ale tuturor să fie pline de dorința de a-L slăvi pe Dumnezeu. Și atunci cântarea pe care a cântat-o Alin aici va fi o realitate. Adică vom fi oameni care am căutat să folosim orice prilej să-l slăvim pe Domnul. Folosim toată capacitatea noastră ca să-l slăvim pe Domnul și să-i binecuvântăm numele. Dragii mei, când suntem în casa Domnului, Dumnezeu în marea Lui bunătate, prin Duhul Sfânt, ne cercetează pe fiecare dintre noi. Și El cunoaște condiția în care fiecare dintre noi venim în locul acesta. De aceea aș vrea să îndrăznim să venim la casa Domnului, pentru că aici Domnul se ocupă de noi. Poate că sunt oameni care au venit împovărați aici. Știți că în casa lui Dumnezeu, El, Domnul ridică poveri? Amen. Sunt situații în care oameni vin în casa lui Dumnezeu apăsați și chiar legați și strâns legați în, în lanțuri ale robiei. Știți că în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu dă eliberare? El împlinește dorințele celor ce se tem de El și scapă. Așa ne spune Scriptura și așa aș vrea să privim spre casa lui Dumnezeu, ca spre un loc al întâlnirii noastre cu Domnul. Venim aici și stăm în fața lui Dumnezeu și aici El se ocupă de nevoile noastre spirituale, ale fiecăruia. Pentru că vreau să înțelegem, fiecare dintre noi avem preț în ochii lui. Sigur că El, Domnul, se folosește și de Cuvântul lui Dumnezeu ca să lucreze la schimbarea noastră în același chip cu al lui. Și dorința noastră, așa cum am mărturisit-o în nenumărate rânduri de la începutul anului și până acum, dorința noastră este să trăim și noi, cum a trăit Isus. Asta vrem. Și zic, de fiecare dată când rostesc aceasta, zic, cel puțin în gând: Doamne, ajută-ne. Vrem să trăim și noi cum a trăit Isus, pentru că trăirea, după modelul lui Hristos, este dovada rămânerii noastre în El. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Și sigur că. Pe parcursul serviciilor noastre din acest an, am căutat să înțelegem câteva lucruri din viața Domnului Isus și am învățat că ar prinde bine vieții noastre să căutăm, să practicăm aceleași lucruri pe care le-a practicat Domnul în viața Lui pământească. Acum o săptămână s-a vorbit aici. Și am fost îndemnați să ne rugăm cum s-a rugat Isus. Cu ceva vreme înainte, am fost chemați să fim biruitori în ispite, cum a fost și Isus. Am fost chemați să fim ascultători de Dumnezeu, cum a ascultat Isus. Am fost învățați cu alte cuvinte lucruri atât de bune. Întrebarea este aceasta: Oare? Le punem în aplicare. Una dintre lecțiile noastre era să evangelizăm cum a evangelizat Isus. Și am arătat că Domnul Isus folosea orice prilej ca să se oprească lângă oameni și să le împlinească nevoia de mântuire, să le pună înainte vestea cea bună. E doar o aducere aminte pentru dumneavoastră știți că unii dintre noi, poate n-au fost prezenți atunci toți, am luat niște cărți de vizită cu Biserica Poarta Cerului și le-am luat cu dorința să evangelizăm și noi cum a evangelizat Isus. Cu puținul nostru, cu poate lipsa noastră de talent, să încercăm fiecare dintre noi să facem ceva. Să ne ducem la oameni și să le spunem, Domnul Isus te iubește și noi suntem preocupați de binele tău veșnic și vrem să ne rugăm pentru tine și vrem din toată inima să intri în contact cu Evanghelia. Vino la noi la biserică, uite aici ai adresa. Dacă nu poți să vii de acasă, caută să intri în contact cu cei ce se închină la poarta cerului. Eu în această seară mă simt dator să vă amintesc că zilele se duc, luna ianuarie s-a încheiat, din luna februarie iată s-a dus o săptămână și se apropie încet, încet capătul anului. Să evangelizăm cum a evangelizat Isus. Amin. În această seară am vrea să stăm lângă învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Și pentru că duminică am subliniat aici faptul că a trăi cum a trăit Isus înseamnă să ai un caracter ca al lui Isus. Pentru că cele mai multe din trăirile noastre sunt trăiri untrice și apoi din prisosul inimii vorbește gura, din cuvintele pe care le rostim ajungem la fapte, din faptele pe care le trăim ajungem să dezvoltăm un caracter și caracterul acela ne pune înainte o veșnicie, un destin. Dragii mei, nevoia de a avea un caracter ales este adesea uitată în secolul 21. Și aceasta pentru că oamenii nu știu să prețuiască ceea ce prețuiește Dumnezeu. Lumea încearcă, după modelul ei, să imprime în noi un caracter lumesc, un caracter păcătos. Însă strigarea și chemarea Evangheliei este să avem un caracter ca al lui Isus. Pentru că, spuneam data trecută, e singura zestre pe care o ducem cu noi în veșnicie: caracterul e singura zestre pe care o ducem cu noi. Celelalte rămân aici. Și investim adesea în case, investim în mașini, investim în lucruri materiale, toate rămân aici. De aceea vă chem astăzi, în vremuri de criză, frați și surori, veniți să investim în caracter. Să facem tot ce ne stă în putință ca să avem un caracter dumnezeiesc, un caracter ca al Domnului Isus. Și lucrul acesta, cu siguranță ne va aduce fericirea. Scumpii mei, vrem să ne uităm în predica de pe munte și să studiem cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne este pus înainte în predica de pe munte. Și este foarte interesant cum începe această predică. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Vreau să vă spun că era obiceiul rabinic, obiceiul vremii, când cineva avea ceva important de spus, când un rabin avea lucruri importante de spus să se așeze jos. Astăzi obiceiul e altfel, nu-i așa? Când cineva are ceva de spus, se ridică în picioare. În vremea aceea, când un rabin avea lucruri importante de spus, se așeza jos. Și aceasta atrăgea atenția celor din jur că rabinul are ceva important de spus. Uitați-vă, când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii s-au apropiat de el. Are învățătorul de spus ceva important. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Și în această seară aș vrea să ne oprim la prima afirmație pe care a făcut-o Domnul Isus în predica de pe munte. Versetul 3, care este textul nostru din această seară, Matei 5 cu 3, pe care aș vrea să-l citim toți la oaltă cu voce tare. Haideți! Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Amin. Dragii mei, Poate e ciudat cum începe predica de pe munte. De când e lumea asta, nimeni n-a fericit sărăcia. Ci oamenii au fericit pe cei bogați. Și astăzi gândim la fel, ferice de cei ce au ce le trebuie. Însă Domnul își începe predica într-un mod izbitor pentru ascultătorii Lui. Ferice de cei săraci în Duh. Și tot izbitoare este și cea de-a doua afirmație a Domnului, în care Mântuitorul zice: ferice de cei ce plâng. Și asta este o afirmație izbitoare. După aceea, ne uităm la cea de-a treia afirmație: ferice de cei blânzi. Acum, a... și aici lumea ne va contrazice. Lumea zice, ferice de cei ambițioși care știu să-și urmărească scopurile. Și apoi vine Mântuitorul și zice, ferice de cei flămânți și însetați. Iar o afirmație izbitoare. Și pare că discursul Domnului întoarce lucrurile cu susul în jos. Însă ce vrea să spună Mântuitorul? Dragii mei, Mântuitorul vrea să ne spună ceea ce prorocul Isaia spune altădată. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa de departe sunt gândurile mele față de gândurile voastre. Noi nu putem să-L înțelegem pe deplin pe Domnul. Și iată, sistemul de valoare al lumii este cu totul diferit de sistemul de valori al lui Dumnezeu. Și vreau să vă chem în această seară să vedem această diferență radicală între caracterul pe care îl promovează Dumnezeu și caracterul pe care îl promovează lumea. De fapt, lumea. Lumea este atât de confuză când este vorba de caracter și de ceea ce promovează lumea. Valorile lumii stau câteodată și mă gândesc, Doamne, lumea asta chiar nu mai are valori. Pentru că uitați-vă, din perspectiva lumii, atât un laureat al Premiului Nobel, cât și o starletă de cinema, care nu se afirmă prin altceva decât prin goliciunea ei, sunt considerate vedete. Și laureatul Premiului Nobel, și starleta aceasta. Și stai câteodată și te miri. Și se aleargă și după unul și după altul ca să dea autografe. Dați-mi, vă rog, un autograf. Ca și cum... Și atunci îmi zic, Doamne, lumea aceasta este într-o totală confuzie și lumea aceasta nu mai are valori. Adică mizeria este pusă la același rang cu știința și cunoașterea. De aceea eu vreau să vă chem, frați și surori, să căutăm valorile lui Dumnezeu. Ele sunt stabile. Valorile lui Dumnezeu rămân bine așezate cât vor ținea veacurile. Și la capătul umblării noastre pe pământ, Dumnezeu, valorile Lui le va căuta în noi. Nu valorile lumii. Dragii mei, dacă încercăm să gândim dumnezeiește, vom vedea cât de stricată este gândirea lumii. Uitați-vă dumneavoastră, ca să vedeți cât de mult suntem influențați noi, cei ce suntem în biserică. De multe ori ne uităm la un om care este bogat, căruia îi merge bine și primul nostru gând în dreptul unui astfel de om este, e binecuvântat. Eu aș pune o virgulă acolo. Oare nu cumva este testat și omul acela este pe un teren alunecos? Haideți să, să înțelegem că, din perspectiva lumii acesteia, noi credem că cel căruia îi merge bine, e binecuvântat și toate sunt în regulă cu el și de aceea are pentru că Dumnezeu și-a găsit plăcerea în el și îi dă. Și ne uităm la unul care nu are și zicem ăsta trebuie să aibă ceva în viața lui. Are probleme. Oare? Dragii mei, haideți să înțelegem în această seară că suntem chemați să facem diferența între valorile lui Dumnezeu și valorile lumii. Și subliniez iarăși, Dumnezeu caută în noi valori dumnezeiești. Un caracter după modelul lui Hristos este ceea ce Dumnezeu caută. Și când vom înțelege că trebuie să dezvoltăm un astfel de caracter, ne-am înțeles menirea noastră pe acest pământ. Acum, sărăcia în duh, este prima trăsătură de caracter pe care o subliniază Domnul în predica de pe munte. Să fii sărac în duh. Există multă confuzie aici și aș vrea să o clarificăm în această seară, chiar dacă a mai fost ea clarificată de la anvonul bisericii în repetate rânduri, aș vrea să spun că există o confuzie care îi place mult diavolului. Oamenii nu prea înțeleg ce înseamnă sărac în duh. Ba, limba noastră românească s-a împopoțonat cu expresia aceasta, sărac cu duhul, care înseamnă cu totul altceva. Și adesea oamenii fac confuzie între cele două expresii. Pentru că sărac cu Duhul se spune unui om care are minte mai puțină. Și atunci criticii răutăcioși ai Scripturii vor veni și vor zice, creștinismul? Uitați-vă pe cine fericește Mântuitorul. Eu vreau să vă spun ceva. Chiar și cei ce sunt mai sărăcuți de minte sunt prețuiți de Domnul. Așa am citit în Scriptură, pe calea lui Dumnezeu nici cei fără minte nu se pierd. Deci ei sunt prețuiți de Domnul. Însă... Ceea ce Mântuitorul spune aici când zice ferice de cei săraci în Duh, aceasta este de fapt o virtute, nu o lipsă pe care o are cineva, este o virtute și Dumnezeu ne cheamă să ne împodobim caracterul cu virtuți dumnezeiești. Dar haideți să vedem sărăcie în Duh. Când zicem sărac, ce înțelegem prin sărac? sărac în limba noastră românească este cel ce este lipsit de mijloace materiale. nu e așa? Un om lipsit de mijloace materiale, zicem, e sărac. Numai că Mântuitorul zice ferice de cei săraci în Duh. Cum vine asta? Dragii mei, asta înseamnă că este ferice de oamenii care înțeleg condiția lor, că ei nu au niciun fel de resurse spirituale ale lor înșiși, ci singurul izvor din care se hrănesc este Domnul. Dragii mei, vreau să ne gândim când zicem sărac în duh. Să ne gândim la o sărăcie, nu, acum noi, românii, Zicem toți că suntem săraci, România e țară săracă și suntem săraci și ne-am învățat cu asta. Când Biblia vorbește aici despre sărăcie, în termenul grecesc original, aș vrea să înțelegeți că se folosește un termen care desemnează o sărăcie atât de cumplită la nivelul omului care nu are absolut nimic și depinde exclusiv de mila cuiva din exterior un cerșător care nu are absolut nimic, nu ăștia de pe la noi, că ăștia au câteodată mai mult decât alții, dar un cerșător care stă în dependență totală, când zic asta, mă refer la unii care fac parte din, nu știu ce, asociații conduse de oameni care exploatează uh, sărăcia și necazul unora. Dar vreau să spun, când Domnul zice ferice de cei săraci în duh, face referire la niște oameni care sunt Total lipsiți de orice resursă spirituală, și care depind în întregime de Domnul. Sărăcia în duh e un lucru pe care îl înțelegem greu ca oameni. Ucenicii au fost lângă Domnul pe munte când Domnul le-a predicat și le-a zis ferice de cei săraci în Duh, dar așa de greu a învățat Petru și cu ceilalți apostoli ce înseamnă în mod practic să fii sărac în Duh. Ia gândiți-vă că Domnul a făcut cu ei și aplicații practice. Și la un moment dat, Domnul înconjurat de o mare mulțime, i-a ținut pe oamenii care erau cu el și cărora le predica Evanghelia, i-a ținut până spre seară s-a făcut seară și ucenicii, cărora li se părea că ei sunt oameni raționali, s-au apropiat de Domnul și au zis, Doamne, se face seara acum, dă-le drumul să se ducă, dacă rămân aici cu noi, ce ne facem, mâncare nu avem să le dăm? Și a stat Domnul și a zis, știți ceva, dați-le voi să mănânce. Na, asta e bună, Doamne. Zici, dați-le voi să mănânce, dar de unde să le dăm? Și au început să-și dea coate unul altuia, au început să se uite unul spre celălalt, să -și șotească și a venit unul și a zis, bun, hai doamne, avem 200 de lei, dar ce înseamnă asta, banii aceștia la atâta popor? Și domnul i-a mai lăsat, a rămas cuvântul pe care l-a spus, dați-le voi să mănânce. S-au dus prin mulțime să vadă dacă găsesc resurse, au găsit un băiețel care avea 5 pui și 2 pești, și au zis, au venit înapoi și au zis, Doamne, cum să le dăm mâncare? Hai, ar fi 200 de lei, astea sunt nimic. Am găsit 5 pâini și 2 pești, nici astea nu sunt nimic. Ce să facem? Dați-le voi să mănânce. Însă Domnul a vrut să le arate lecția cum erau ei, fără resurse. Și Domnul a luat pâinile acelea. A luat peștii a binecuvântat și parcă îl văd pe Domnul cum ia pâine și îi pune lui Petru în mână. Și Petru se duce să dea pâinea și zice, poate în sinea lui și-o fi zis, na, dau pâinea asta și după aia... Numai s-a întors înapoi și Domnul i-a mai dat pâine și s-a întors înapoi și Domnul i-a mai dat pâine și Domnul i-a mai dat pâine și i-a mai dat pâine și i-a mai dat pâine și mulțimea aceea s-a săturat și au rămas 12 coșuri pline cu firimituri. Știți ce au făcut ucenicii? ucenicii? au fost plini de uimire și au învățat o lecție, că dacă depinzi de Domnul, e treaba Domnului să rezolve lucrurile de nerezolvat. Dar tot n-au învățat așa de bine. După aia Domnul i-a chemat pe ucenici, i-a așezat într-o corabie și le-a zis, duceți-vă de partea cealaltă. Și a venit pe mare o furtună puternică. Și încă, încă entuziasmat Petru de ceea ce a văzut, când s-a văzut dintr-o dată o nălucă pe ape. Unii au zis, e o nălucă, se vede cineva, e ceva. Altcineva a zis, e Domnul. Și Simon Petru a zis, Doamne, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Și Domnul a zis, Vino. Și Simon Petru a pornit pe ape. Cine era ca Petru? Ce călca el pe ape și pe valuri? El și Domnul pe ape. Însă la un moment dat, a uitat pentru un moment de cine depinde el. A început să se uită la valuri, a început să se uite la vânt și la furtună și a început să se scufunde. Și dintr-o dată, fără nicio speranță, printre valuri, a apucat să zică doar atâta, Doamne, scapă-mă! Și Domnul i-a întins mâna și l-a scos. Și Petru a înțeles că s-ar fi necat fără Domnul. Așa se învață sărăcia în Duh. Ajungi să înțelegi că fără Domnul nu poți să faci absolut nimic. Nu se învață ușor lecția aceasta, dar ferice de cei ce o învață. Cu câțiva ani în urmă v-am mai spus, am, fost, am avut binecuvântatul prilej, să stau de vorbă cu fratele Constantin Caraman, un pionier al credinței, un om care a fost în câteva rânduri aruncat în temniță pentru credința lui, amendat de nici el nu mai știa de câte ori, persecutat, interogat. Și la puțină vreme după Revoluție am avut ocazia să-l vizitez în apartamentul lui din București și i-am pus câteva întrebări. Am zis, frate Costică, cum vi se pare creștinismul contemporan? A oftat bătrânește și a zis, vinul i-a amestecat cu multă apă. După aceea am zis, frate Costică, ce credeți că lipsește creștinilor din vremea noastră? Și știți ce mi-a răspuns bătrânul om al lui Dumnezeu? Mi-a zis, ce lipsește? Lepădarea de sine. M-au marcat cuvintele pe care le-a spus fratele Caraman. El este acum cu Domnul. Cuvintele lui însă au rămas imprimate profund în inima mea. Ne lipsește lepădarea de sine, a zis omul lui Dumnezeu. Ce este de fapt lepădarea de sine altceva, decât e sinonimă cu sărăcia în duh. Adică nu mai ești plin de sine, ești golit de sine și atunci când ești golit de sine, atunci te poate umple Dumnezeu cu resursele Lui. Aici este marea noastră problemă, dragii mei, când nu înțelegem că trebuie să fim goliți de noi înșine, să ne vedem absolut lipsiți de orice posibilitate spirituală. Și vreau să vă amintesc în această seară, frați și surori, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră. Noi nici pocăiți n-am fi. Câteodată ne lăudăm cu anii noștri de pocăință, dar pe calea asta Domnul ne-a ținut. Noi nu avem resurse în noi înșine. Noi nu știm să predicăm dacă El nu este cu noi, noi nu știm să cântăm dacă El nu este cu noi. O, dragii mei, vă zice cineva, domnule, dar e talent. O, de câte ori n-am văzut eu talent încurcat. Când încurcă Domnul talentele, nu iese nimic din talentele noastre. Pentru că vreau să înțelegem, Exact cum spune Cuvântul lui Dumnezeu în cartea Psalmilor: Toate izvorele mele sunt în tine. Așa aș vrea să privim și să înțelegem lucrurile. Dragii mei, mari oameni ai lui Dumnezeu au dat dovadă de sărăcie în duh, de lepădare de sine. Gândiți-vă la Isaia. Are vedenia aceea în Templu îl vede pe Domnul așezat pe un scaun de domnie foarte înalt și în Isaia, capitolul 6, cu versetul 5, știți ce zice Isaia? Vai de mine, sunt pierdut! Citiți cartea lui Isaia până aici, să vedeți în dreptul câtora el le strigă acest vai. Ia poporle din prejurul Israelului și spune, vai de voi, vai de voi, vai de voi, vai de voi. Când stă înaintea lui Dumnezeu, Isaia zice, vai de mine. Gândiți-vă la Gedeon, care stă înaintea Îngerului Domnului și Domnul îi spune așa, Domnul este cu tine, viteazule, du-te să izbăvești pe poporul meu. A stat Gedeon și știți ce a zis el în judecător 6 cu 15? Rogu-te, Domnul meu, cu ce să-i pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase, și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Știți ce e asta? Este dovadă de sărăcie în Duh. Un om care își recunoaște condiția și nimicnicia. Aceasta este sărăcia în Duh. Gândiți-vă la Ieremia, pe care Domnul cheamă să fie proroc. Și Ieremia, în capitolul 1, cu versetul 6, zice, Ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Gândiți-vă la Moise, Vine Dumnezeu târziu, după ce a stat 40 de ani în pustie, pentru că n-a fost sărac în Duh Moise, în tinerețea lui. Dar după ce a stat 40 de ani în pustie, Domnul zice: Du-te să izbăvești pe poporul meu. Știți ce zice Moise? Cine sunt eu, Doamne, să fac lucrul acesta? Gândiți-vă la David, care era împărat al lui Israel, dar un împărat credincios, și în Psalmul 40, cu versetul 17. Știți ce zice David? Eu sunt sărac și lipsit. Ca să înțelegem că nu e vorba de sărăcia materială, că el era împărat, dar zice eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Aici e cheia, Domnul. Gândiți-vă la apostolul Pavel, care stă și zice, o adevărat și cu totul vrednic de de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși dintre care cel din tâi sunt eu. Dar nu ei sunt modelul nostru, noi ne-am propus să trăim cum a trăit Isus. Ei sunt oameni care au avut în ei un caracter dumnezeiesc, dar haideți să ne uităm la Domnul Isus Hristos. În Ioan, capitolul 5, cu versetul 30, știți ce spune Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu? Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Mai citesc o dată. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Știți ce mărturisește El, Mântuitorul? Că tot ce face El, face numai de la Tatăl și prin Tatăl. Aceasta ar trebui să ne dea de gândit. Modelul nostru rămâne Hristos și El ne recomandă o astfel de trăsătură de caracter pe care El o numește sărăcia în Duh. Dragii mei, mă gândesc la ceea ce scrie David într-un psalm mesianic, psalmul 22, versetul 6, scrie despre Mântuitorul în mod profetic. Uitați-vă, dar eu sunt vierme nu om. Am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Psalmul acesta este profetic, este psalmul în care zice, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Este un psalm profetic care se referă la Mântuitorul. Sunt cuvinte atribuite Domnului Isus Hristos. Și uitați-vă ce spune, dar eu sunt vierme, nu om. Dragii mei, poate vi se pare ciudat, însă Domnul ne oferă lecții de lepădare de sine, Domnul ne oferă lecții de ce înseamnă să fii sărac în duh. Așadar, dragii mei, sărac în duh este omul lipsit complet de sentimente și gânduri, de vanitate, lipsit de mândrie, lipsit de egoism. Și zic, Doamne, ajută-ne așa să fim. Amin. Scumpii mei, problema oamenilor, citeam numai zilele trecute o afirmație, un citat, nici nu știu din cine era desprins citatul acesta? Zicea, ca să poți să fii smerit, trebuie să te vezi așa cum ești. Problema noastră e că nu ne vedem cum suntem. Aici este marea noastră problemă. Nu putem să ne vedem cum suntem, de aceea ne mai umflăm noi câteodată în pene, crezând că suntem cineva. Când ne vedem cum suntem, de ce zic că nu ne vedem cum suntem? Pentru că de cele mai multe ori noi ne comparăm cu oameni de lângă noi. Și întotdeauna vedem noi la cineva un defect pe care noi nu-l avem. Pe ale noastre le lăsăm acolo, să stea în noi. Dar vedem la cineva un defect pe care noi nu-l avem și zicem eu nu ca ăla. Însă oamenii despre care v-am spus că au demonstrat sărăcie în duh, au fost oameni care nu s-au comparat cu oameni, ci au fost oameni care s-au raportat la Dumnezeu Aici este cheia, dragii mei, să învățăm să ne raportăm la Dumnezeu, nu la oameni. De ne vom raporta la oameni, ne vom compara cu ei și vom găsi motive să zicem că noi suntem cineva sau ceva. Când ne raportăm la Dumnezeu, nu avem niciun motiv să credem că suntem ceva. Dragii mei, Domnul Isus ilustrează foarte frumos, ca să ne ajute să înțelegem ce înseamnă să fii sărac în Duh. Știți pilda vameșului și a fariseului? Sau a fariseului și a vameșului? E atât de frumos ilustrat acest adevăr, a ceea ce înseamnă sărăcia în duh. Fariseul se ruga în sine astfel și zicea, Doamne, eu dau zeciuială, eu fac, eu mă rog, cu alte cuvinte, uite te fac eu pe plan spiritual. Eu nu sunt ca ceilalți oameni și ca vameșul acesta. Observați? Când omul se compară cu alții, ajunge să se mândrească și pierde din caracterul lui această calitate căutată de Dumnezeu. Vameșul sta deoparte și zicea, când zic vameș, vreau să înțelegem, ăsta nu cred că era sărac, Că vameșii nu sunt sărași de felul lor. Dar vameșul sta deoparte și a recunoscut condiția lui spirituală, nu materială. Și a recunoscut sărăcia lui spirituală. Vameșul sta deoparte, nu îndrăznea nici să-și ridice capul, se bătea în piept și zicea, Doamne, ai milă și de mine păcătosul. Vameșul face apel la milă și știți ce înseamnă mila? ceva ce nu merităm. Ni se dă ceva fără să merităm. Asta e mila. Mila nu se merită. Fariseul se ruga în sine, pentru că nu era lepădat de sine, fariseul se ruga în sine și zicea, Doamne, eu fac, eu dreg, și așa mai departe. Înțelegem diferența între ce înseamnă să fii sărac în duh și să nu fii sărac în duh? Sau dacă vreți pilda aceea arhi cunoscută a fiului risipitor. Fiul risipitor, când era în casa tatălui, s-a dus înaintea tatălui și a zis, Tată, dă partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl i-a dat averea, i-a dat ce îi se cuvenea. S-a dus într-o țară îndepărtată, și când a venit de acolo, zice și a venit în fire. Știți ce a înțeles după ce a venit de acolo? Că lui nu îi se mai cuvine nimic. Când a venit înapoi, făcea repetiții pe drum și zicea când mă voi duce, voi zice așa. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă, mă numești fiul tău, primește-mă ca pe unul dintre argații tăi, ca pe unul dintre robii tăi facem diferența între ce înseamnă să fii un om care te crezi ceva și unul care este sărac în duh? Dragii mei, subliniez iarăși în această seară, Dumnezeu caută în noi un caracter ca al lui Iisus și caracterul după modelul lui Iisus Hristos este un caracter care începe cu această trăsătură, sărăcia în duh. E prima și nu întâmplător este prima. Dragii mei, haideți să înțelegem că un om sărac în duh este omul care știe că nu are nicio posibilitate, niciun merit și care vine, iertați-mi expresia, vine târându-se înaintea Domnului, așteptând mila sa, într-o smerenie profundă. Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, stă de vorbă cu tânărul bogat. Și tânărul bogat avea multe calități nu era sărac în duh ăsta deloc. Domnul l-a întrebat, știi poruncile? Pe toate, doamnele le-am împlinit din tinerețea mea. Și spune Domnul, îți mai lipsește un lucru. Asta e interesant. Știți ce îi lipsea? Sărăcia în duh. Zice, îți lipsește un lucru. Pentru că Domnul i-a spus câteva acolo, nu i-a spus unul. Zice, îți lipsește un lucru. Și atunci începe Domnul să-i spună, du-te, vinde ce ai, dă la săraci, ia-ți crucea și după mine. E, a plecat întristat. Și atunci, ucenicii s-au mirat și au zis, Doamne, cine poate atunci să intre în împărăția ta? Și Domnul a zis, lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu pentru că intrarea în împărăția lui Dumnezeu e posibilă numai prin aportul lui Dumnezeu. Și atunci Domnul Iisus Hristos a zis așa, cât de a nevoie vor intra cei bogați în împărăție. Este mai lesne să treacă o cămilă prin urechea acului decât un bogat să intre în împărăție. Și sigur că noi, dacă nu înțelegem contextul în care vorbește Domnul, s-ar putea să zicem că acul e acolo la cu care cosem și facem uh, croitorie. Nu. În zidul Ierusalimului, zidurile care împrejmurau Ierusalimul, era o poartă numită urechea acului. Era cea mai mică poartă. Era singura poartă care rămânea deschisă peste noapte. Asta nu se închidea niciodată. Și era lăsată în eventualitatea că un călător întârziat ar fi ajuns la porțile Ierusalimului. Și știți cum se călătorea pe vremuri cu bagaje multe puse pe cămile, și venea beduinul cu acea cămila lui și ajungea la porțile Ierusalimului, erau închise peste noapte. Să stea afară era periculos, pentru că erau tâlhari la drumul mare. Și atunci era lăsată urechea acului, o poartă mică, dar era așa de mică încât ca să treacă pe acolo Camila, trebuia să iei toate bagajele de pe ea, să le dai jos. Și apoi Camila, nu încă pe ea la poziția ei normală, trebuia să îngenuncheze și frecându-și cocoșa de partea de sus a porții numită urechea acului, așa se strecura prin zidul Ierusalimului ca să intre în cetate. Nu ușor, pentru că milă, dar intra în felul acesta. Ori, dragii mei, vreau să înțelegem, așa vrea Domnul să fie condiția noastră, așa vrea Domnul să ne apropiem de El, să venim cu smerenie înaintea Lui Dumnezeu. Asta înseamnă sărăcie în Duh, să vii cu smerenie înaintea Lui Dumnezeu. Dar pentru că timpul se duce, dragii mei, aș vrea să vedem, poate că se ridică întrebarea și e normal să se ridice, dar ce să fac ca să fiu sărac în Duh? ce să faci? Să nu începi cu puterile tale, că nu poți. Tocmai aici, de aici începe sărăcia în Duh, să înțelegi că nu poți tu prin puterea ta să te bizuiești pe Domnul pentru asta. Ce să faci? Dragii mei, în primul și în primul rând, de vrei să fii un om sărac în Duh și cred că vrem fiecare dintre noi, pentru că numai acelor săraci în Duh este împărăția. De vrem să fim săraci în Duh, Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne uităm la Domnul. Acum când zic asta, s-ar putea să pară un lucru abstract. Uită-te la Domnul. Dragul meu, dacă nu te uiți la Domnul, te uiți la oameni. Și când te uiți la oameni, zici, eu sunt mai bun ca fratele cu tare. Însă când te uiți la Domnul, te smerești și recunoști că n-ai nimic când te raportezi la Domnul, îți dai seama cine este El. De aceea zic, uită-te la Domnul. De vrei să fii un om sărac în Duh și să menții starea aceasta de sărăcie în Duh? Uită-te mereu la Domnul. Uită-te la El în Cuvânt. Meditează la El, uită-te la, la creația mâinilor Lui și înțelege cât de mare este Dumnezeu. Și întotdeauna când vei vedea măreția lui Dumnezeu, îți vei vedea nimic nici ea ta. Începe prin a te uita la Domnul. Aceasta este prima cheie, să te uiți la Domnul. Caută să-L vezi pe El și să te raportezi la Domnul și atunci vei zice mereu, vai de mine că -și sunt un om cu buze păcătoase. Atunci vei zice mereu, Doamne, dar eu sunt din cea mai neînsemnată familie, eu sunt cel mai neînsemnat și cel mai lipsit de resurse. Apoi, un al doilea lucru pe care trebuie să-l faci ca să poți să fii sărac în duh, să nu-ți hrănești firea, Firea ne cheamă să îi dăm resurse, să se simte ea bine și știți ce vrea firea de la noi? Să ne arate mereu cine suntem noi și ce grozav suntem noi. Dar suntem chemați să nu alimentăm firea. Sunt atâtea moduri în care poate fi alimentată firea. Uitați-vă, e plăcut să ne facem complimente unii altora. E un lucru plăcut. Și sunt situații în care complimentele încurajează pe cineva. Dar sunt situații când complimentele pe care le spui cuiva îl face să-și pierdă, să piardă capul. Spune-i unuia care uh, își alimentează mereu firea, du-te și spune ce bine -ți stă și nu mai vezi că mai crește cu 2 cm. Dragii mei, haideți să înțelegem că dacă vrem să fim săraci în duh, nu avem voie să alimentăm firea. Și apoi mai e un lucru necesar, să cerem. Lui Dumnezeu harul de a rămâne săraci în Duh. Să ne rugăm lui Dumnezeu. Acestea sunt câteva lucruri pe care trebuie să le facem. Și acum, dragii mei, foarte repede, aș vrea să vă chem să ne verificăm pe noi înșine, să ne verificăm starea. Nu trebuie să verificăm noi pe nimeni altcineva, fiecare pe el însuși. Să ne punem întrebarea, Doamne, oare sunt eu între cei fericiți de tine? Sunt eu sărac în duh? Psalmul 131 Uitați-vă cum ne putem verifica, sunt câteva lucruri care ne ajută să ne verificăm Ia uitați-vă, zice psalmistul aici, sunt trei versete, un psalm foarte scurt Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe Nu mă îndelenicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine Ce frumos Versetul 2 din potrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Când ești sărac în duh, când ești sărac în duh, ești cu adevărat înțărcat de sine. Copilul când nu e înțărcat, o oh, ce gălăgios el își vrea drepturile lui el știe ce vrea. Copilul încercat deja stă liniștit lângă mama lui. Dragii mei, când înveți să fii încercat de sine, când înveți lucrul acesta, nu te mai gândești la tine atât cât te gândești la Dumnezeu. Nu te mai gândești la interesele tale egoiste cât te gândești la gloria lui Dumnezeu. Apoi, un alt lucru prin care putem să verificăm starea aceasta, dacă suntem sau nu săraci în Duh. Omul care este sărac în Duh este interesat mereu de gloria lui Dumnezeu. Nu-l interesează, zic încă o dată, alte lucruri. Gândiți-vă la Petru. Iacov și Ioan care stăteau pe muntele schimbării la față, au văzut gloria lui Dumnezeu și a fost așa de frumos și numai gloria lui Dumnezeu interesa. Și au venit la Domnul și au zis, Doamne, vrem să facem aici trei colibi, una pentru tine, una pentru Moise, una pentru Ilie. Da, voi, noi nu mai contăm. Pentru noi nu contează asta, pentru noi contează să vedem gloria lui Dumnezeu. Sau Filip, la un moment dat, îi zice Domnului Iisus Hristos în Ioan 14 cu 8 așa, Doamne, Arată ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Nu ne trebuie multe, ne trebuie să-l vedem pe Tatăl. Un om care este sărac în Duhul este interesat mai degrabă de gloria lui Dumnezeu, este interesat de binele lucrării lui Dumnezeu decât de Sine însuși. Apoi, când ești sărac în Duh, nu te mai plângi de tine că ești nedreptățit, ci vei depinde total de Domnul. Când ești sărac în Duh, vei zice, Doamne, dacă mi se face o nedreptate, Doamne, îți mulțumesc o merit. Cam așa va zice un om sărac în Duh. Dacă mi se face o nedreptate, Doamne, dacă ai îngăduit-o și pe asta, îți mulțumesc că de fapt din astea merit eu. Când ești sărac în Duh, nu te vei mai plânge și nu vei căuta să te aperi pe tine însuți, ci vei înțelege că tu nu meriți nimic, ci că Dumnezeu merită totul. Când ești sărac în duh, vei vedea foarte bine calitățile altora și nu defectele lor. Vei rămâne uimit să vezi la cineva o calitate frumoasă, nu mai vezi defectele lor, le vezi pe ale tale toate. Când ești sărac în duh, vei petrece timp mult în rugăciune, pentru că știi că Domnul este sursa. Când ești sărac în Duh, vei înțelege că Dumnezeu nu trebuie să lucreze cum vrei tu, ci te vei bizui pe El, că El este înțelept. Aici este o mare problema noastră. Vrem noi ca Dumnezeu să facă așa, cum gândim noi că e bine. Numai ce gândim noi e așa de limitat, e atât de puțin ce înțelegem noi, gândurile lui Dumnezeu sunt mult mai presus de gândurile noastre. Când ești un om sărac în Duh, vei fi recunoscător lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Să trăim cum a trăit Isus. Știți ce înseamnă asta? Aceasta înseamnă să dezvoltăm un caracter ca al lui Isus. Și la temelia caracterului Dumnezeesc stă tocmai lepădarea de sine. La temelia caracterului Dumnezeu este această calitate numită sărăcia în Duh. De aici se pornește cu toate celelalte, adică de-abia de aici încolo îl lași pe Dumnezeu să lucreze în viața ta. Eu zic, Doamne, dă-ne putere să ne lepădăm de noi înșine. Dă-ne putere, Doamne, să demonstrăm sărăcie în Duh. Adică să înțelegem că noi suntem nimic, că Tu ești totul, că noi nu avem resurse, ci toate resursele noastre sunt în tine. Când vom înțelege aceasta, am făcut un pas spre caracterul dorit de Dumnezeu. Frații și surori, vrem să fim săraci în Duh? Am spus în această seară că dacă vrem asta, trebuie să ne uităm la Hristos. Trebuie să ne uităm la Domnul, și am spus în această seară că trebuie să-i cerem Domnului. Să ne hotărâm să nu mai alimentăm firea și să-i cerem Domnului harul acesta. Eu vreau să vă chem în această seară să stăm înaintea lui Dumnezeu sincer preocupați de noi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea cu sinceritate fiecare dintre noi să fim preocupați de noi înșine. Ascultați-mă bine. Fericirea aceasta zice: ferice de cei săraci în duh că cea lor este împărăția cerurilor. De v-aș întreba care dintre cei prezenți vrea împărăția cerurilor, sunt sigur că toți o vrem. Dar ascultați-mă bine, împărăția nu-i a celui ce-o vrea, ci împărăția este acelui sărac în duh. De aceea aș vrea să înțelegem această mare nevoie a noastră și să stăm înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune, să nu ne grăbim în rugăciunea aceasta, pentru că e vorba de interesul personal al fiecăruia dintre noi, să nu ne grăbim în această rugăciune, ci să zicem, Doamne, dacă am început să mă îmbogățesc în Duh, să cred că eu sunt ceva, Doamne, te rog, adumă la condiția dorită de Tine să stăm înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, adune la condiția pe care o dorești Tu și dă-ne putere să fim ceea ce Tu ne aștepți să fim, să fim oameni după voia Ta. Să ne rugăm cu toții Domnului.